Panta ascendentă pe care o traversează Lucian Sânmărtean îi determină pe cei din conducere să-și frece mâinile de bucurie că au reușit să convingă un jucător de talia sa să vină la vas lui. Nevoit să-l schimbe în minutul 36 al partidei cu FC Brașov din cauza unei accidentări, Viorel Hizu a ținut să clarifice situația jucătorului și totodată i-a mulțumit public pentru evoluția din dubla cu Sparta Praga. Lucian a intrat nerefăcut, a avut două meciuri. Pot să spun tot sezonul acesta, de când a început, dar a avut aceste două jocuri cu Sparta Praga și turul și returul în care a decis practic calificarea prin evoluția lui. Era greu să cred că putea un jucător să facă asta în timp ce îmi lipseau atât de mulți jucători importanți ca Dailton, ca Wesley, când Pap și așa mai departe, însă a trecut, n-a fost refăcut complet, a trebuit să risc să-l introduc în teren, a trebuit să-l scot, să nu suferă o accidentare care să fie de durată mai lungă. Considerat ca fiind cel mai exponențial jucător din lotul Vasluiului, mijlocașul galben-verde a atras laude din partea tuturor oamenilor de fotbal din România. Lucian Sânmărtean a semnat cu gruparea galben-verde în vara lui 2010. Evoluțiile extraordinare din campionat l-au adus în vizorul selecționerului, însă accidentarea ușoară suferită în partida de sub Tâmpa l-a lăsat în afara lotului.